Grădinița cu program prelungit Țara Copilăriei din municipiul Călăraș intră în reabilitare termică. Contractul de finanțare a fost recent semnat de reprezentanții primăriei Călăraș, valoarea totală a proiectului fiind de aproximativ 786.000 de euro, cu o cofinanțare din bugetul local de 2%. Scopul proiectului este de a crește performanța energetică a clădirii prin reabilitarea termică a anvelopei clădirii și instalațiilor din subsolul acesteia, izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel și intervenții la nivelul producției apei calde de menajere. De asemenea, vor fi înlocuite corpurile de iluminat de tip fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu consum redus tip LED. Vor fi asigurate sălile de lucru și spațiile îndelung aglomerate cu sisteme de ventilare cu aer proaspăt, tratat prin recuperarea căldurii aerului viciat evacuat. De asemenea, se va realiza o centrală termică geosolară care să folosească minim 75% energie regenerabilă, astfel încât consumul de energie primară și emisia specifică de gaze, echivalentul bioxidului de carbon, să fie situate sub limitele maxime. Durata de implementare a acestui proiect este de 34 de luni.